Salutare tuturor! După cum știți, Cătălin este în concediu, iar numele meu este Stellarium și astăzi vă voi prezenta Gaura Neagră de pe Jupiter. În descriere aveți și canalul meu de YouTube, unde vă aștept cu mare drag. Nu ezitați să aruncați un ochi și să vă abonați! Anul acesta, o gaură neagră masivă a fost găsită pe Jupiter, iar noutățile au început să apară peste tot în presă. Însă ce este mai exact? Este pur și simplu o umbră. Recent, telescopul cu lumină vizibilă de la bordul navei spațiale Juno, care orbitează planeta Jupiter, a capturat cu succes unele dintre cele mai uimitoare imagini ale planetei. Într-o serie de poze capturate de Juno, a fost observat un punct negru masiv pe norii gigantului gazos. Oamenii de știință au căzut de comun acord că este vorba de umbra satelitului natural al planetei Jupiter, Io, care este totodată corpul ceresc cu cea mai mare activitate vulcanică din sistemul nostru solar. Este destul de aproape de Jupiter și are nevoie de doar 42,5 ore pământești pentru a face o rotație completă în jurul acestei planete. Se spune că sateliții naturali ai lui Jupiter au aproximativ aceeași dimensiune ca luna care orbitează Pământul, iar umbra apărută pe suprafața planetei este destul de similară cu o eclipsă de soare pe planeta noastră. Totuși, datorită dimensiunilor uriașe ale lui Jupiter, arată mai mult ca o umbră care inițial a fost confundată cu o gaură neagră. Această umbră pare a fi mai mult o eclipsă de soare inelară, pentru că dimensiunile satelitului Io nu sunt destul de mari pentru a acoperi întreaga suprafață a planetei Jupiter. Totuși, umbra lui Io este destul de mare, dat fiind faptul că dimensiunile sale sunt apropiate de cele ale satelitului nostru natural, Luna. Imaginile au fost capturate de Juno pe data de 12 septembrie, atunci când s-a apropiat pentru a 22-a oară de planeta Jupiter. Juno este naveta spațială a celor de la NASA care a ajuns în sistemul Jovian în iulie 2017 și are o orbită eliptică datorită căreia se apropie de gigantul gazos periodic, după care se îndepărtează din nou în spațiu. Această imagine a fost procesată de Kevin Gill, un inginer de software de la NASA care a mai produs și alte imagini uimitoare ale planetei Jupiter. Juno se află la o distanță de 8.000 de kilometri de suprafața planetei atunci când a capturat imaginile așa presupusei găuri negre. S-a publicat într-un articol că Juno este programat în prezent să orbiteze planeta Jupiter de încă 37 de ori, până când misiunea va lua sfârșit în anul 2021. Jupiter este de foarte multe ori denumită o stea eșuată, dar cu o tehnologie inovatoare poate că am putea fi capabil să creăm un al doilea soare. Nu mai avem nevoie decât de o gaură neagră în apropiere. O să vă spun în continuare de ce. Ideea de a transforma un gigant gazos sau alte obiecte cerești în stele a fost un concept ispititor pentru cercetători de foarte mult timp. Aceste teorii au numele de stelificare planetară, iar Jupiter este cel mai bun candidat din sistemul nostru solar pentru acest tip de transformare. Cea de-a cincea planetă din sistemul nostru solar are masa de 1000 de ori mai mică decât Soarele, dar are o masă de 2,5 ori mai mare decât a tuturor planetelor din sistemul nostru solar combinate. Are de asemenea în compoziția sa hidrogen, heliu, gata să fuzioneze. Dacă civilizația noastră o să fie capabilă să creeze stele și să stelifice Jupiter, avem foarte mari șanse să valorificăm energia produsă de acest soare nou. Poate vom putea să terraformăm sateliții săi naturali, așa cum plănuim să facem cu Marte. Dar cum am putea face acest lucru? Ei bine, sunt câteva modalități prin care am putea să transformăm Jupiter într-o stea. Opțiunea 1. Numim Jupiter o stea eșuată pentru că unui gigant gazos aflat la început de drum îi lipsește doar o masă uriașă și, prin urmare, gravitația necesară pentru a atrage fuziunea termonucleară. De exemplu, dacă în viitor oamenii din spațiu ar putea găsi și aduna undeva în spațiu de 80 de ori masa lui Jupiter, am putea experimenta pe acest corp cosmic până când Jupiter poate fi transformat în siguranță într-o nouă stea. Totuși, de 80 de ori masa lui Jupiter înseamnă de 200 de ori mai multă masă decât toate celelalte planete din sistemul nostru solar combinate. Deci, chiar dacă Jupiter ar fi mult mai masivă și am putea să o transformăm într-o stea, tot nu am putea fi capabil să găsim acea cantitate uriașă de masă în apropiere de noi. Opțiunea 2. Aprinderea lui Jupiter. Sunt situații în care o explozie nucleară ar putea provoca energia necesară pentru a aprinde întreaga atmosfera unei planete. Cunoaștem toate calculele necesare pentru a face asta și deținem suficiente dispozitive nucleare pentru a aduce acest lucru la bun sfârșit. Putem lansa o armă nucleară către Jupiter, iar explozia sa ar putea aprinde toate elementele din atmosferă, precum heliul și hidrogenul, la fel ca o stea normală deja formată pe căi naturale.
Totuși, pentru că Jupiter nu are suficientă masă pentru a susține aceste reacții, sunt șanse foarte mari ca acest foc nuclear să se stingă de la sine. Destul de complicat, dar totodată este o teorie controversată printre cercetători. În continuare, opțiunea a treia, care are și cea mai mare rată de succes. Transformarea lui Jupiter într-o stea, profitând de abilitățile găurilor negre de a obține energie din materie. Ați auzit bine, găurile negre sunt cheia către succes. Sunt unele dintre cele mai dense obiecte cosmice din univers. O gaură neagră normală poate fi de 6 ori mai densă decât Luna și ar avea o influență gravitațională extremă asupra obiectelor din jurul ei. Însă tocmai datorită acestui motiv, materia din imediata vecinătate a unei găuri negre începe o cădere liberă către centrul acesteia la o viteză uimitoare, aproximativ egală cu viteza luminii. Totuși, majoritatea acestei materii nu va cădea direct în gaura neagră, cel mai probabil va orbita în jurul ei formând un disc de acreție, până când va fi atrasă în centrul acesteia. Însă energia kinetică, rezultat în urma fricțiunii materiei negre, va crea la rândul său căldura în timp ce este atrasă în centrul găurii negre. Ca să înțelegeți mai bine, în timpul rotației sale, o gaură neagră poate elibera până la 42% din masa sa ca și energie. Comparativ cu cantitatea de energie eliberată din masa unei fuziuni nucleare, care este de mai puțin de 1%, energia eliberată de o gaură neagră este uriașă. Ai putea arunca un borcan de Nutella într-o gaură neagră, iar energia rezultată ar putea alimenta un oraș de dimensiunile Bucureștiului timp de 4 ore. Acum știm că Nutella nu este doar o sursă delicioasă de colesterol. Să revenim la transformarea planetei Jupiter într-o stea. Prima sarcină banală pe care trebuie să o facem este să capturăm o gaură neagră. Va fi nevoie de o tehnologie incredibil de avansată pentru a duce asta la bun sfârșit, dar dacă oamenii din viitor vor putea localiza și muta o gaură neagră în interiorul sistemului nostru solar, următorul pas ar fi să o amplasăm în locul nucleului planetei Jupiter. Odată în interiorul său, gaura neagră va începe să absoarbă toată materia și tot gazul aflat pe planetă, care va forma un disc de acreție ce va oferi energia necesară pentru stelificarea lui Jupiter. Totuși, nu putem arunca pur și simplu o gaură neagră în interiorul planetei, pentru că ar trece pur și simplu prin ea. După cum am spus și înainte, găurile negre sunt incredibil de dense pentru dimensiunile lor. Așadar, o gaură neagră amplasată în nucleul lui Jupiter o va penetra ca o ghiulea de tun. În schimb, ar trebui să punem gaura neagră într-un fel de orbită a planetei, una care în cele din urmă va permite găurii negre să absoarbă straturile groase ale atmosferei și să distrugă nucleul planetei încet. Acest lucru ar putea dura chiar și milenii, însă ca să renovăm sistemul solar trebuie să dureze mult timp, mai ales datorită dimensiunilor uriașe cu care lucrăm. Dar totuși, nu cred că ne dorim o gaură neagră uriașă în centrul sistemului solar, doar pentru a permite stelificarea planetei Jupiter, deoarece va șterge orice urmă de planetă, chiar și Soarele va fi distrus. Discul de acreție poate deveni extrem de fierbinte, iar lumina emisă de aceasta poate eclipsa la propriu stelele din jurul său. Astfel, în cazul nostru avem nevoie de o gaură neagră minusculă care să fie amplasată în centrul lui Jupiter. Odată ce acest eveniment va fi complet, gaura neagră va începe să elimine cantități uriașe de hidrogen și heliu, până când se va forma o cantitate mare de plasmă fierbinte în jurul acestei găuri negre mici. În timp ce gazul de pe Jupiter se va dilata violent și va fi absorbit de gaura neagră, aceasta va emite energia necesară pentru crearea unei temperaturi enorme. Poate credeți că Jupiter va fi consumată imediat într-un astfel de eveniment, la fel cum ați văzut în filme, însă vă înșelați. Acest proces va fi încet, iar distrugerea planetei va depinde de căldura generată de discul de acreție. Această căldură va fi atrasă în interiorul găurii negre, ceea ce va duce la creșterea temperaturii discului de acreție până când va atinge un punct de echilibru numit și limita lui Eddington, unde energia termică eliberată este echilibrată și totodată opusă atracției gravitaționale a găurii negre. În acest punct, o gaură neagră nu poate deveni mai strălucitoare. Eventual, de-a lungul mai multor milioane de ani, timp necesar pentru ca acest eveniment să fie complet, gaura neagră ce se află în centrul lui Jupiter va crește temperatura medie a planetei de mai mult de 1000 de grade Kelvin și va străluci cu o lumină roșie plictisitoare, la fel ca o pseudostea. Acum totul este complet, avem un al doilea soare în sistemul nostru solar. O stea formată datorită unei găuri negre va străluci pe cerul nopții. Nu doar că va schimba sistemul solar, dar vei avea și un motiv în plus să ieși în timpul zilei din casă sau poate va străluci chiar și noaptea, cine știe. În mai puțin de 100 de milioane de ani de la stelificarea planetei Jupiter, 3 dintre sateliții săi naturali înghețați, despre care am vorbit și într-un alt videoclip, o să vă las un link în descriere, Europa, Callisto și Ganymede
ar atinge temperaturi medii similare temperaturilor de pe Pământ. Vaporii și dioxidul de carbon vor începe să se formeze în atmosferă, iar schimbările geologice alături de efectul de seră ar putea transforma acești sateliți lipsiți de viață în locuri ideale pentru supraviețuirea oamenilor. Poate că astăzi este doar o umbră a satelitului Io, însă mâine cine știe. Ce-ar fi dacă cosmosul măreț ne-ar surprinde într-un mod plăcut? Puteți răspunde în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!